just technical. Este prima investiție în Vrancea de această categorie de lucrări. E clar că este o chestie extrem de inedită. Ce l-am spus noi investitorilor, ne-am arătat disponibilitatea completă să mai facem alte asemenea investiții. Deservește aproape 1000 de gospodării, deci e clar că Comuna Pufești poate fi racordată la curent numai din această rețea, ceea ce arată foarte clar că acest tip de noi energie este interesantă și sunt convins că viitorul va fi acestui tip. Noi le urăm succes și felicităm pentru investiția avută și, repet, ne-am arătat disponibilitatea. Dacă mai doresc să fac asemenea tipuri de investiții, suntem la dispoziția deșilor. I would also like to welcome you all here. I hope you enjoyed the visit in Pufești. We're very proud of this, our first project in Romania. I would like to present our company, which is the owner of the plant. Eurowind Energy. Mr. Adrian should make the translation, so we should stop from time to time. Da, deci domnul Jens Rasmussen v-a mulțumit pentru prezența dumneavoastră, pentru faptul că ați venit la site și ați văzut parcul solar. We say here, experience our world of wind. We will expand that slogan to our world of wind and solar, since until now 99% of all our capacity have been wind turbines. Deci am spus acum că experimentăm lumea noastră a vântului, asta pentru că 99% din activitățile Eurowind au fost pe vânt. Probabil că ar trebui să spunem experimentăm lumea noastră a vântului și a soarelui, pentru că am făcut pasul acesta la Pufești. The area we represent as Manchester Solar. Core business-ul sau targetul grupului la ora actuală sunt construcțiile metalice și al doilea palier pe care îl dezvoltă este acesta legat de domeniul solar pe care le reprezintă prin martifer solar. Out of curiosity, among the 3,000 employees that work for our group, a big part is working here in Romania. We have about 500 people working in Romania to direct participated companies of the group or participated indirectly. Ca idee, din cei 3000 de angajați ai grupului Martifer, 500 sunt doar în România, bineînțeles pe toate diviziile Martifer, incluzând domeniul solar, angajați direct sau indirect de către grupul portughez. Martifer Solar as my colleague Pedro had the opportunity to share with you a large experience in photovoltaic. Recently in April we incorporated our local subsidiary. Basically it has been coincident with the start of this new project. Așa cum colegul meu Pedro v-a prezentat până acum experiența destul de bogată a Martifer Solar în domeniul fotovoltaicelor, Martifer Solar a intrat pe piața din România în aprilie 2012, oarecum un moment care a coincis cu debutul acestui prim proiect pe care l-am realizat în România. Of course, we were already following the possible potential of the PV market in Romania, but just recently we're putting in place the conditions in order to turn attractive
these investments in the country. Our relation with Eurowind and with Bukovesti project started a bit earlier, where we provided all the technical support needed for our client in order to have this project that we saw here today. E un pic dificil să ne tot întrerupem pentru traducere, dar cred că necesar. Așa cum bine vă spunea Oscar, prospecțiunile pe care Martifer Solar le-a făcut asupra pieței din România de fotovoltaice au durat ceva timp, dar abia în 2012 s-a găsit cadrul necesar care să încurajeze astfel de investiții. Și vă spunea de asemenea că parteneriatul cu Eurowind era deja încheiat de ceva vreme, astfel încât Martifer Solar și-a sprijinit clientul cu tot ce i-a fost necesar în sensul de consultanță tehnică pentru realizarea acestui proiect de la Bukovesti pe care l-ați văzut astăzi.